Am revenit în direct, oameni buni, cum am obișnuit, după ce Survivor este seara la Pro TV. A doua zi dezbatem ce se întâmplă acolo. A avut loc, din păcate, și prima eliminare. Zic din păcate, pentru că ușor, ușor se va lăsa cu multă suferință pentru cei care vor pleca de acolo. Nu știu dacă a luat pe foarte mulți telespectatori prin surprindere faptul că a plecat Andreea, mulți crezând încă de la început că nu o să reușească să se adapteze. O să vorbim și cu mama Andreei, o să vorbim și cu Andreea când va veni, dar o avem pe coleguța noastră, Alexandra Gog, avem pe coleguța Cristi Mitrea și de data asta o avem alături pe noi, pe nimeni alta decât pe Ileana, sora lui Iancu Sterp, cel care e în competiție. Bună ziua, Ileana! Ce faci, Ileana? Bună ziua. Mulțumesc! Mă bucur că am ajuns în timp util la voi. Aveți un copil foarte frumos. Mulțumim! Și dacă aveți nevoie de bună, să știți că Cristi Mitrea e la dispoziția dumneavoastră. Bine, bine de știut. S-a descurcat foarte bine. De s-a descurcat bine, un băiat extraordinar, da, foarte frumos. Ce face sora ta, Geta? Geta, ce să facă? Și eu când o sun, vorbim aproape zilnic, dar e foarte scurtă. Da, zi repede că mi-a fătat o oaie. Da, zi repede că trebuie să mă duc la miei. Da, zi repede că... Da, e foarte ocupată, fată oile în perioada asta și ea se ocupă în mare parte de toată treaba. Deci Geta este super implicată în tot ce înseamnă activitatea asta. Îi place acolo foarte mult și atunci ea se ocupă. Perfect. Tu ce faci? Cum ești? Te-ai uitat la Survivor? Mulțumesc, da, nu pierd nicio secundă. Sunt foarte în urmă cu orele de somn, dar... din cauza copiilor, dar nu pierd nicio secundă. Sunt așa, la reclamă mă duc să culc copilul, mă strigă soțul, hai repede că Iancu, o intrat Iancu pe traseu, e așa seara, ca la maraton. E un ping-pong dintr-o cameră în alta. Da, da. Și aseară cum a fost când ai văzut conflictul dintre Maria și Iancu? Nu mă așteptam, sincer, fiind obișnuită cu Iancu din primul sezon, când era mai tăcut, nu era vocal deloc. M-am bucurat că o vorbit și că și-a spus durerea cumva. Mi se pare că au reacționat bine și el și, și Maria. Nu mi se pare că a fost o ceartă foarte gravă. M-am uitat cu interes și așteptam să-mi urmeze sfaturile, că i-am spus să nu intre în conflicte foarte mari, să încerce să-și păstreze calmul, să nu jignească, să... Dar i-am ținut-o. Dar se știe despre Maria că a și spus la un moment dat că este sămânță de scandal. Adică ar putea să-l provoace în așa fel încât să... Totul e ca un butoi de pulbere acolo, dacă se strângește. Zanii pe o parte, Moroșanul tace în liniște, Jador mereu și el pe un butoi de pulbere, ia cu ea, uite. Hai să vedem materialul ăsta, nu? Da. Pentru că Ileana aici n-a fost cine știe ce. Hai să vedem. Când mă uit la Maria, stau și mă întreb ce caută de fapt ea la Survivor. Că nu face nimic toată ziua. Astăzi s-a îndurat, nu știu cum, să pună mâna pe o coadă de asta de palmier cu frunze pe ea, să măture prin fața barăcii și eu m-am bucurat, zic, bravo Maria, așa. Nu spui tu mie unde sunt capabilă eu. Păi da, nu-ți spun, văd, înțelegi? Păi da, tu crezi că eu nu înțeleg că nu sunt bună pe traseu? Adică trebuie să-mi spui tu mie? Păi bun, dacă nu ești bună pe traseu, fii măcar responsabil aici în timp. Dar toată nu vreau, lumea face nu spui tu mie ce să fac, asta e ideea. Păi nu, de ce mai răcesc gura, că n-am cu cine să păi vorbesc? Păi nu-ți mai răci gura, asta zic, evită-mă, e simplu, am încercat să o fac eu până deja te păi, elimina iurea. Toată viața mea m-am ferit de oameni care dau din gură și n-au fapte, frate. Și uite, mă ciugnesc. Bun, ferește-te, în continuare. Eu nu m-am luat niciodată să zic, Iancu, hai să vorbesc, Iancu, care e părerea ta, Iancu, niciodată nu m-am băgat în seamă. Nu faci nimic, înțelegi? Bă, dar eu fac ce vreau. Eu pot să nu fac, fă-mă, am voie, vrei, suntem în junglă și am voie să nu fac nimic. Ierea-mă, femeie, fă ce vrei, bravo. Da. Cine a zis că trebuie să fac ceva? Te pup, fă ce vrei. Maria, tu nu ești în stare de nimic, nu ai voie să deschizi gura, mai ales că e conectată la creierul ăsta cât o nucă, care clar că n-are cum să iasă ceva bun pe gura ta. Dar nu comenta că nu-i prima dată. Nu comenta că te jur, Iancu. Du-te și caută de treabă. N-am treabă că mă juri, auzi. Că n-ai treabă, eu am. Îți spun sincer, am zis că te-am văzut că ai zis că nu vorbești cu mine, zis, că am creier bravo, zero. Maria, în sfârșit faci ai ceva. Ai zis că nu vorbești cu mine, că am creier zero. Numai. De ce continui? E sub nu zero. Mai continui. E minus. Bine, minus, nu mai continua. E cu minus. Bine. E bine, Maria nu îndeplinește nicio condiție dintre astea. La joc este cea mai slabă. N-are nici inimă de războinică în ea, adică a zis, bă, eu oricum dacă plec acasă mă interesează. Deci chiar nu înțeleg ce caută ea la Survivor All Stars, care ar trebui să fim cei mai buni. Acum, Ileana, nu știu dacă ai văzut toate momentele. Da, am văzut toate momentele, recunosc că partea cu creierul cât o nucă nu mi-a plăcut. Mi s-a părut așa că sună a jignire, adică
chiar sună jignire. Dar în rest nu mi s-a părut ceva foarte aprins. Stai, nici mie nu s-a părut ceva foarte aprins. Nu, dar acolo, că e la greu. Testimonial unde a vorbit. E greu, dacă ai două de-astea pe cap acolo, mamă, două ca cine? Eu oricum, două ca domnișoara Marie. De ce? Da? Una deja e prea mult. Una ca e mai pis cu pălăria aia, cred că de-aia pune pălăria, că să acopere, știi ce zic. Dar... e greu să suporti. E o relație toxică și de asta. Deci, e greu să poate, știi cum e? Poate e ca o ciocănitoare. Poate ea asta face, te mobilizează, te face să fii mai bun. Ea te mobilizează? Da, adică nu, te... cred că e... Nu. Invers, nu? Da. Adică cicăleala asta nu te poate ajuta. Nu. Sau poate strategia dacă ei, să te scoată din sărite, să... Da. Eu cred că doar, e doar felul ei de a fi și ei sunt foarte diferiți și atunci... Dacă ar fi să-i spui acum ceva lui Iancu, să fii sigură că te ascultă, ce ai zice? Să fii foarte atent la final, pentru că acolo el mai avea mici probleme și că îl iubim din toată inima toți și că suntem mândri de ei și că îl așteptăm acasă cu trofeul. Oh, mai e atunci de stat. Bă, dar ideea e că Iancu totuși arată ca un sportiv în competiția asta, nu? Focusat, da. Până una nu, și arată și la trup ca un sportiv, adică... Și dacă numai... mă întreb pe mine, cred că e o chestie de ADN, cred că e în genetica familiei, cred că toți sunt așa, ca să nu mă întreb, e de la muncă, nu știu, de la ei. Da, la munca câmpului. Să lăsați, nu uităm că Iancu a fost la sezonul lui în finală, adică a fost foarte aproape de a ridica trofeu, așa că nu se știe ce se poate întâmpla. De iscusit, adică l-am urmărit la probe și nu neapărat E iscusit. Haideți să vedem că totuși mai avem cearta asta care a continuat, a continuat, nu? Și la joc, da, înainte de joc. Eu am mai fost la Survivor și înainte, am venit și acum și la orice show am mai participat și în viața mea de zi cu zi eu încerc să planez orice, nu știu, orice scandal, orice ceartă, orice conflict. Eu sunt omul păcii, așa mă consider eu cel puțin și nu caut să mă cert nici aici, dar nu știu, Maria chiar mi-a ajuns până aici la un moment dat, pentru că i-a spus și eu nu vreau să îmi spăl rufele aici în public cu toți faimoșii, dar pentru că sunt întrebat, n-am ce face. Ea este cea mai slabă de la noi din echipă, fără să o jignesc, vreau să o jignesc când spun asta, e cea mai slabă pe traseu, în chep nu făcea absolut nimic și pe deasupra are și gura mare. Deci are o combinație de asta devastatoare de non-calități, ca să zic așa, și cineva trebuia să-i o spună. Pentru că suntem aici, noi suntem o mână de oameni, ne ciocnim toată ziua unii de alții și eu nu pot tolera așa ceva în echipa mea. Ai gura prea mare fără să demonstrezi nimic, atât am zis. Nu, ți-am zis doar că... Când demonstrezi ceva și ești capabilă de ceva, ok, vorbește. Până atunci te rog să taci. Tu cine ești? Eu sunt concurent aici la Războinicilor care nu suportă asemenea atitudine, înțelegi? Cine ești tu ca să vii să spui că cineva face ceva bine? Lola, gata! Lola, vorbesc! Nu! Că știe foarte bine că e o verigă slabă a echipei și îi convine faptul ca focusul echipei să fie asupra mea, pentru că se mai ține și ea de ceilalți. Se lingușește destul de mult, nu știu ce au ei cu Iancu acolo, că tot umblă unul după altul. E luptă puternică. Am vrut să clarificăm și ce a spus Maria. Noi nu am văzut până acum că ar fi fost, nu știu, ar fi avut o afinitate Iancu pentru Duli, că asta spune, că tot timpul sunt aproape. Însă, probabil că Maria, din celălalt sezon, știm cu toții că a mai încercat ea să bage bățul prin gard, așa e talentul ei și cred că a avut dreptate și Zani când a spus la Consiliu că ea ar trebui să asculte mai mult și să înțeleagă ce vor ceilalți să spună când îi transmit ceva, ceea ce am văzut mai devreme că nu face, că le spunea tuturor, tu taci, lasă-mă să vorbesc. Da, probabil ei trăind acolo, fiind non-stop unii cu alții, știu mai multe decât știm noi, nu știu. Cumva mă gândesc că Iancu are dreptate, trăind în junglă, fiind un grup, fiecare ar trebui să aibă câte o responsabilitate. Nu, unul muncește, unul stă la plajă, lucrurile atunci nu pot funcționa bine, părerea mea. Și atunci probabil de aici s-or fi iscat. Trebuie să existe un echilibru, ca în orice mini-societate. Corect. Trebuie să fie sarcini împărțite. Corect. Așa. Da. Și atunci unii dacă stau la plajă, alții muncesc, probabil mai apar certuri de genul ăsta. Da, se creează frustrări când vezi că... Ideea e în felul următor, că oamenii ăștia au plecat și de acasă unii cu niște meciuri împotriva celorlalți. Ei se știau de la sezoanele în care au fost, s-au văzut, adică fiecare știe ce-i poate pielea acolo, nu e ca și cum se descoperă acum prima dată. Da, corect. Așa că... Era un foc care mocnea și acum li s-a dat ocazia să-l reaprindă. De asta zic, sunt multe focuri care mocnesc acolo.
Îl vezi pe Iancu ajungând la fel de departe pe fratele tău, ajungând tot în finală ca sezonul precedent unde a fost? Da, îl văd câștigător. Poate sună așa. Eu la meciul de MMA pe care l-am avut ultima dată, am presimțit că o să piardă și venind spre București pe mașină, eram așa posomorâtă. Geta era 100% sigură, da, sigură că va câștiga și eu eram așa. Am zis: "Băi, dar de ce nu e în calcul și opțiunea că va pierde?" Nu, zice, cum adică? Bo, și nu știu, deci era 100% sigură, pusese și câteva pariuri cu cineva. Și eu am presimțit atunci că o să piardă, eu acum presimt că Iancu o să câștige și sper și această presimțire. N-am întrebat-o. N-am întrebat-o. Nu prea avem timp să vorbim. Dar îți dai seama că ne dorim cu toții foarte mult să vină acasă câștigător. Acum nu e o competiție ușoară, mai ales că cei de acasă nu votează și toți oamenii aceștia care sunt în concurs aveau fanii lor și grupul lor de fani care îi susțineau. Acum, practic, nu mai pot să beneficieze de acest lucru și tot ce fac pe este... Pe puterile lor. Ceea ce mi se pare foarte corect. Puterile și lor, da. Da, și eu îl văd capabil pe Iancu. Mai sunt câțiva acolo, foarte buni. A zis cineva bine. Abia acum e totul demn de numele Survivor. Corect, și eu zic. Abia acum fără aportul publicului. Da, că acum ce trebuie să fii, ok, nu numai bun pe traseu, trebuie să fii foarte bun diplomat ca și să atragi colegi alegi de tine. Corect. Da. Că de fapt trebuie să știi să-ți faci gașcă, să te susțină, să nu te bătă. Să încerci cât mai mult să nu intri în conflicte, ca să nu apuci ăștia ciudă pe tine, să te dea afară. Uite, vorbim și cu mama Andreea Tonciu, pentru că, din păcate, șoc, Andreea Tonciu a fost eliminată. Eu nu mă așteptam să fie ea cea votată de către colegi. Te așteptai să fie Roxana Nemes? Da. Să rămână mama lui Andreea! Bună seara, domnul Cătălin, bună seara la toți invitații! Ce faceți? Cum sunteți? Da, sunt foarte bucuroasă, îmi vine fata acasă. Păi n-a zis ea că stă mai mult și nu pleacă prima? Ea s-a propus ca de data aceasta să demonstreze ea că totuși, văzând la televizor ceea ce fac colegii, îi se părea foarte ușor. Și zice, măi, nu, că și nouă mi se pare ușor. Foarte ușor totuși ce fac ei acolo. Cred că de data asta am să pot și eu. Dar de... S-a văzut că e foarte greu și, într-adevăr, acolo rezistă persoanele care fac sport. Adică degeaba Andreea s-a antrenat cu tot felul de insecte, cum ne-a spus data trecută, n-a fost suficient. Exact. N-a fost suficient, nu numai cu insectele. Trebuie să mergi și la sală, să alergi, să faci multe lucruri legate de sport ca să fii un învingător și să fii un all-star. Eu zic să facem în felul următor, să nu demoralizăm pe Andreea și să o lăsăm să vină acasă, să se pregătească și poate sezonul următor, de ce nu, iarăși, și să se întoarcă câștigătoare. Cu siguranță, se va pregăti foarte intens în Dubai, poate în Turcia, în Egipt, cred că se va pregăti foarte intens, va lua toate terenurile de sport la rând și va alerga non-stop. O trimitem în legiunea străină, doamnă, înainte. Da. Nu de alta, dar Andreea, tocmai înainte de anul nou, era în Dubai, adică era cu familia în Dubai, păi da, se relaxa pentru meciul care urma. Trasez în primul pe acolo. Trebuie să ai și un psihic odihnit înainte de un astfel de concurs. Trebuie să fii relaxat, să intri. Dar, dumneavoastră, sincer acum, v-a părut rău că a plecat din competiția Survivor? Nici o secundă n-ai avut. Domnul Măruță, sinceră să fiu, nu mi-a părut rău. Pentru că nu... E foarte greu. Deci oamenii care totuși rezistă mai mult, eu văd niște oameni foarte curajoși, foarte doritori să facă lucrul acesta. Iar Andreea, din ce știu eu, nu... E foarte comodă, e o tipă de asta mai răsfățată, mai așa. Nu o văd eu pe Andreea să stea să o lună, două, să doarmă în junglă. Păi și de ce s-a dus? Păi și de ce s-a dus? Pentru că totuși a încercat să își demonstreze ei că poate. Văzând la televizor emisiunea, îi se părea foarte simplu. Adevărul, vreți să vă spun ceva? Când te uiți de pe canapea, pare foarte simplu și ești foarte bun. Hai bă, cât a alergat la chat. Mai ții minte când anul trecut am avut noi în redacția emisiunii un joculeț de ăsta de aruncat ca la Survivor, trei cerculețe pe ceva. Bă, băiatule, nu nimeream niciunul. Și nu era nicio presiune, nu era nicio presiune, era noi redacție. Exact. Cum e? Deci nu puteai, adică poate pare ușor de la televizor, dar nu e chiar absolut deloc ușor.
Exact, asta a spus și ea. Că nu, nu, nu. Cred că totuși am făcut o greșeală, că am pierdut atunci și am plecat și mi-am dorit să plec. Dar de data asta, cu siguranță, am să pot. Mie mi se pare foarte simplu. E și un miraj. Cred că te fură și mirajul. Mamă, plec acolo, junglă, experiență, căldură, da, bla, bla. Dar i-am admirat curajul, pentru că da, odată te duci poate dintr-o inconștiență, o nebunie, vrei să încerci, dar să te duci a doua oară, deși nu ai fost cea mai bună de pe traseu, și să mai te încumeți încă o dată la o astfel de experiență, mi se pare că îți trebuie curaj. Păi, vreau să menționez că Iancu, când a venit de la Survivor din prima ediție, o zis, e de făcut o singură dată în viață, n-aș mai repeta asta în viața mea. Exact. Și nici una. Exact, pentru că e șocul de după, da, dacă da, există un răgaz după aia, te duce la infinit. Da, tocmai, tocmai de aceea și noi, familia, credeți-ne că suntem foarte încântați pentru că ea a avut curajul ăsta să mai meargă. Deci nu ne-a venit să credem când ea a aprobat că da, o să merg la Survivor, zi, nu cred. Mi s-a părut ceva incredibil cum să meargă Andreea din nou, din Doamne Andreea. Dar uitați că e... Da. Și avea și foarte mari șanse să mai rămână dacă câștiga seara acel duel, care cred că dacă se concentra puțin mai mult, reușea să-l ducă la final, însă s-a și enervat la un moment dat. Da, eu astăzi am vorbit cu ea la telefon și mi-a spus că, zice, mamă, gândește-te că poate reușeam să fac mai mult, dar crede-mă că nici nu-mi doream să fac lucrul ăsta. Mamă, am mai prins 10 zile de plajă în Dominicană. Da. V-a zis să-i faceți ceva de mâncare? V-a zis, mamă, vin acasă, vezi că mi-e poftă de ce? Bineînțeles, mi-a dat o listă cu cumpărături și cu ce meniu să-i fac în seara asta. Fantastică. Am înțeles. Sărut mâna, stați un pic să vedem materialul cu eliminarea și să mai stăm de povești, da? Ok. Ce vedem? O succesiune de urcări și coborări. Bravo, Roxana, bravo. Hai, tu. Foarte bună folosirea corpului acolo, la Roxana, pentru că iată, le-a pus foarte bine Roxana, încarcă și ultima porție. În timp ce Andreea e foarte atentă în deplasare, la această stație ajunge Andreea. A ajuns Andreea, au căzut la sol, Andreea trebuie să se întoarcă la capăt. Și au căzut la sol. Marele! Se întoarce Andreea acum, trebuie să revină. Și că poți te enerva, trebuie frumos, fii calmă! Face un pas, iată, s-a echilibrat, a pus piciorul, trebuie să se întoarcă, trebuie să rea calculele din nou. Din nou, ușor, trebuie să revină. Un impuls, iată, se duc. Și în acest moment, Roxana Nemes câștigă primul duel eliminatoriu în fața Andrei Tonciu. Roxana Nemes rămâne. Andreea Tonciu părăsește Survivor România 2024. Sunt foarte dezamăgită, domnul Dan, deoarece eu am promis acasă că aici voi sta 3-4 săptămâni. Îmi pare rău că nu am un echilibru bun. Mi-au tremurat picioarele și chiar la un moment dat m-am enervat, dar dacă Dumnezeu așa a vrut, eu plec acasă. Survivor pentru mine mi-a schimbat viața. N-am trăit în viața mea ce am trăit aici și cred că este pentru mine una, o experiență unică. Prima concurentă căreia îi sting flacăra la locul luptei. Drum bun acasă. Da, domnul Dan, ce să zic? Mama lui Andreea? Da, o lăsați pe Andreea să vină să-și joace cu noi? Cum era? Nu, că eu cred că o să pierdeți în fața ei, că deja am învățat regulile jocului. Da, ideea e în felul următor, că practic aici n-a depins nici de colegii ei, a depins doar de ea să termine acest traseu. Dacă ea câștiga traseul ăsta, practic o elimina pe Roxana Nemes. Practic n-aveați ce găti. Exact. Stăteam liniștită astfel, dacă soțul meu eram într-o distracție, nu stăteam la bucătărie de ieri tot timpul. Dar și-a pierdut cumpătul acolo, de asta zicea. Da, pentru că mi s-a părut foarte greu să ține echilibru și a zis că oricum considera că nu face față și zice, decât să stau să mai mă chinui atât în junglă, zice, mai bine arunc asta și plec. Da. Astăzi este ziua soțului? Astăzi este ziua soțului, domnul Cătălin.
Deci tatăl Andrei, practic, astăzi dă de băut? Da, se dă de băut. Non-stop, dar dimineața tot dă. Asta e bine. De două ori vine fata acasă. La ce adresă nu vă supărați? La ce adresă sunteți, doamne? Unde primiți felicitări? Știi cum e? Mie îmi place când te uiți la competiția asta și poți să și glumești, să și zâmbești și să nu te iei atât de în serios și, iată, există viață și după Survivor. Și oricum exact. Există și sezonul următor când poate să participe. Da, da, nu se știe. Poate să se mai uite cu atenție și consideră iarăși că este foarte ușor și mai vrea o încercare. Să rămână. Mulțumesc, la revedere, domnul Cătălin. Mai bine. Să rămână. La revedere. Și la mulți ani încă o dată. Și războinicilor de asemenea le doresc mult, mult succes și care e cel mai bun să reziste acolo și să fie învingător. Doamne ajută! Mulțumim mult de tot! Mulțumim! Ideea e în felul următor, uite, sunt oameni care vor să se înscrie la Survivor. Ideea e că n-au să se înscrie pentru că e All Stars, adică e un Survivor pentru oamenii care au făcut parte din această competiție, corect? Da. Corect. Mama Geta ce zice? Da. Mama Geta mai adorme, chiar vorbeam cu ea într-o seară, zice mai adorm, mă mai trezesc, iar mai adorm, iar mă mai trezesc. Se uită așa pe reprize, cred că se trezește când îl aude pe Iancu. Este al meu? Da. Dar ea ce zice? Și ai foarte încrezătoare și noi avem un grup al familiei unde mai scriem în fiecare zi mesaje și, și ea ne spune, Doamne ajută, ne rugăm să fie totul bine, să fie Iancu sănătos și să vină acasă cu trofeu. De data asta eu, și eu sunt aproape sigură că va reuși. Geta, totuși ce Geta, acum asta e. Geta și-ar fi dorit și ea foarte mult să meargă în sezonul acesta. Zice, băi, eu cred că sunt făcută pentru asta, nu știu. Eu cred că Geta ar fi superb la Survivor. Da, și eu zic că ar rezista maxim și s-ar descurca foarte bine. Ce să zic, suntem cu toții acolo în fiecare seară. Aseară Culiță nu a apucat să se uite și ne-a scris ce-a făcut Iancu, câștiga un punct, n-a câștigat și am explicat noi că dacă nu a apucat să se uite. Suntem cu toții acolo, cu sufletul la gură, să zic așa, pentru că eu am niște emoții de fiecare dată când intream cu pe traseu, nu știu, ca în ziua anunții sau mai ceva. Da, și îl susținem până la capăt. Doamne ajută! Foarte frumos. Vezi, mai coleguțul, care credeți că este următoarea persoană care va pleca acasă? Că, practic, așa cum se discută, în fiecare săptămână cineva părăsește competiția, nu? Din punct de vedere sportiv, cred că de la faimoși Roxana Nemes ar fi următoarea. Și de la Războinici? Și de la Războinici Maria Lungu. Deci ele sunt verigile slabe din punct de vedere acesta, sportiv. Da, în momentul acesta, da. Tu, coleguțul, cine crezi că... Pot fi de acord cu coleguța. Da? Da, absolut, da. Da, urmărești pe cineva? Pe cine vezi la polul celălalt câștigător? Știu că e foarte devreme, da, da. E super devreme și din între ghilimele proprie experiență cu asemenea anumite probe de genul ăsta, știu că poate să câștige oricine indiferent de skill-urile sale. Dar cu loialitatea cum sunt eu crescut așa, e omul meu Moro, mi-aș dori să câștige Moro că e de-al meu. Îmi place mult de Iancu, îmi place de Delea. Simpatizez pe Jador foarte mult, mi se pare un personaj foarte colorat și mă face să râd. Nu știu, sunt mulți. N-ai zis nimic de Culiță. De Culiță, de Iancu. Am zis de Iancu. Pentru că au fost oameni aici care au zis, domne, Iancu trebuie să câștige sezonul trecut. Mi se pare serios. Cu cine a fost în finală? Elena Ionescu. Cu Elena, cu Emanuel. Lola și cu Emanuel, da. Da. Pentru că asta au dat oamenii mesaje. Domne, Iancu era câștigător sezonul trecut, lasă că-i ținem pumnii acum. Deci, practic, noi avem în sezonul ăsta și finaliștii de la sezonul trecut. Adică asta mi se pare tare. Și la individuale, o avem pe teoretic. Ștefania Ștefan, iarăși, care a fost o concurentă extrem de bună, da. Dacă mai țineți minte, Ștefi în sezonul care a câștigat. Ștefi exact. Bombă, da. Da. Sunt la Războinici sunt foarte, foarte, foarte mulți buni pe traseu. Întreabă cineva dacă tot ai venit alături de noi, să ne spui un pic mai multe, așa, Ileana, când te-ai măritat, de cât e măritată, cum îl cheamă pe copil, adică telespectatorii au zis, gata, Survivor, Survivor, dai să mai aflăm și despre Ileana. Da, m-am măritat. Tu e sora mare, sora mică. Sunt sora mare, m-am măritat de tânără, că așa m-a învățat mama, mărită-te de tânără, fă copii de tânără, că eu aveam 28 de ani și vă aveam pe toți 4, zice, nu stai așa să-ți treacă viața. Și câți ani aveai când te-ai măritat? Nu mai rețin, nu rețin detalii de genul ăsta. M-am măritat acum 4 ani. Am așa. Da. Avem doi copii, eu împreună cu soțul meu, Daniel, pe care îl pup, știu că se uită la noi. Da, ne mai dorim copii și vrem să... Noi avem un plan să... Cât are băiatul cel mare? Este fetiță, are 2 ani și 9 luni și Damir are 9 luni. Sunt 2 ani diferență între ei. Și ne dorim să facem încă unul la... Tot la 2 ani diferență, dacă se poate și mama tot așa ne-a făcut pe noi din 2 în 2 ani.
Bun. Da, eu stau la Sebeș, sunt la 100 de kilometri de mama, dar o vizitez destul de des, pentru că ne place foarte mult acolo, ne place să stăm în prezența animalelor. Asta că tu ai mai plecat de lângă animale. Da, mai... da, mai ales eu am și stat în București 2 ani, mama tot timpul zice că mă, tu ești foarte diferită de Geta, tu ești mai cochetă, tu ești mai așa, Geta e ca mine, Geta. Mama tot timpul a încercat să ne facă cumva ca ea. Da, într-adevăr, eu întotdeauna am fost mai diferită. nu în sensul rău, dar da. Dar tu nu cu oile? Tu n-ai oi? Nu, noi nu avem oi. Soțul meu este dulgher, face montator de acoperișuri. Ce tare! Da, a luat 2 ani la rând premiul întâi pentru cel mai bun montator de acoperișuri din România. Asta e o laudă cumva, da. Foarte tare! Da. El asta face zilnic, are o echipă cu care montează acoperișuri. Urcă și el? Da, e toată ziua la înălțime și îmi trimite filmări și da, eu sunt destul de... panicată. Ai grijă, da. Sunt mândră de el, iar eu sunt casnică, mă ocup de copii în fiecare zi și activez pe Instagram, pentru cine mă urmărește, Sterpileana, am acolo o comunitate foarte frumoasă și cam asta. Super, foarte frumos. Și eu te-am întrebat câte ai, pentru că a venit aici Geta și a spus că ea are oile nu știu cât, că Iancu are și el. Și de asta zic că erau împărțite la fiecare. Da, nu, mama mi-a dat zestre, mi-a dat bani, nu mi-a dat oi, da. Îți mai pun banii. Și Geta câte are? În prezent, nu știu, câteva sute. Și dacă aș ști, probabil nu ți-a spune, da. Că nu se spune numărul, dar nu știu câte are. Că e superstiție, nu? Da, nu spune. Da, dar Geta s-a căsătorit? De cum? Da, Geta s-a căsătorit și ea. Da, ideea este în următoare. Întreabă tata de când i-a dus vreo 10 oi acasă. Geta, pe lângă faptul că e super muncitoare, voi cred că nu mai cumpărați miel de Paște, brânză de altundeva. Se ocupă mama Geta, nu? Da, exact. Mama ne trimite, da. Tot timpul îmi trimite foarte multă brânză și zic, mamă, nu mâncăm atât de multă brânză. I-am trimite într-o putină de aia mai cu burzel, cu mai... de toate. Da. Fă pomană. Da, și miei de Paște, clar, doar de acolo și pentru echipa soțului și sunt foarte darnice ele. Deci mama Geta, dacă se uită acum, o salutăm cu mare drag. Nu știm dacă se uită? Nu știu. Păi nu i-ai spus că și apar la televizor? Ba da. Deci când apar, nu se uită? Era foarte panicată că nu s-a ajunge din cauza protestelor. Ba da, dar e posibil să îi fete vreo oaie sau ceva. Să fie la valazin. Pe la Saivan sau... Da. Păi ce, la stână n-are televizor acolo? Păi nu. Cum a fost drumul? Ați venit de la Sebeș, nu? De la Sebeș. Denisa a venit și m-a luat cu ea, sunt astăzi. Denisa este soția... viitoarea soția lui Iancu, da. Trebuia să vin cu soțul, dar el n-a mai putut să vină. Drumul a fost foarte bun și e o șoferiță excelentă. Deci conduce foarte bine. Te strigă cineva, te duci să-l aduci? Da. Îl aduce? Da. Că l-am văzut, a fost ceva mai devreme, da. Cu coleguțul Cristi. Cred că m-a auzit. Te-a auzit, haide? Imediat, vin la mama, vin la mama. Bă, uite mama Geta, e nepoțelul aici la televizor și gata, s-a liniștit. Uite, gata, s-a liniștit. Hai cu mama. Exact, cu mami. Perfect. Bună ziua. El are 9 luni, da? Da. Eu sunt Damir și am 9 luni. Damir? Damir. Damir, ce nume, n-am mai auzit. Ce înseamnă? Frumos, foarte frumos. De ce Damir? Și mie îmi place. Nu știu de ce Damir, aveam în gând alte nume, nu eram 100% sigură că vreau să le pun. Eu nu știam ce urmează să am, aveam pregătite nume de băiat și de fată. Când l-am născut și am văzut că e băiat, înainte cam cu o săptămână am văzut numele ăsta pe internet, pur și simplu, căutam nume și mi-a atras atenția foarte tare și mi-a plăcut și o rămasă, Damir. Știi că întotdeauna chiar dacă cauți nume, atunci când se naște copilul... Cinstit și conștiincios. Da? Da. Atunci când cauți nume și când se naște copilul, simți că îi se potrivește sau nu îi se potrivește? Eu simt că îi se potrivește maxim, da. Și fetiței numele Carla simt că îi se potrivește 100%, da. Și dacă era fetiță cum Damir și dacă era fetiță? Lara, mi-a plăcut foarte mult, da. Foarte frumos. Să vă trăiască. Uite, stai să salutăm așa și să salutăm pe cei de acasă. Iar noi vă mulțumim mult, oameni buni. Vorbim săptămâna viitoare despre Survivor. Când o să vină Andreea Tonciu aici în platou, miercuri. Mai iată, exact. Miercuri, Andreea Tonciu sosește bronzată și relaxată din Dominicană la noi la emisiune. Era și o glumă că se întoarce Mona Lisa la Louvre. Da, iată, deci. Se întoarce Mona Lisa la Louvre și poate vine și prietenul nostru, Camara, să povestim despre ce se întâmplă la Survivor în Dominicană.